O Moldovă în care să primești răspunsul că am un trai decent sau chiar prosper de la fiecare cetățean, probabil este ceea ce ne-am dorit cu toții. Reprezint PricewaterhouseCoopers, una din cele patru companii globale de audit și consultanță, așa supranumit Big Four. La sfârșitul anilor 90 eram la liceu și participam într-un program de schimb cultural liceal. Și am călătorit cu autobuzul. Pe măsură ce ne apropiam de UE, ne miram tot mai mult de ce vedem. De la infrastructură rutieră, la condițiile în care am fost cazați în cămin, la calitatea relației dintre profesori și elevi. A fost inspirațional, dar și drumul înapoi spre casă, spre realitatea de acasă, era destul de plin de melancolie. Prima mea interacțiune cu procesul de integrare european a început 20 de ani în urmă. La primul meu job, într-un departament de integrare european. Și acolo am înțeles ce înseamnă integrarea nu de bifă, dar de fapt în spate fiind un proces de transformare destul de profund. Și transformarea aceasta trece prin toate domeniile la care ne putem referi, economic, social, cultural. Așteptarea de la UE este să ne susțină în acest proces de transformare. De noi depinde să o facem. Nu pot să zic că mă aștept de la UE să ne facă această transformare, dar să ne susțină cu instrumentele de care dispune, inclusiv cu fonduri, acces la fonduri structurale și să ne ofere un loc la masă, o voce în comunitatea internațională care împărtășește aceeași percepție despre viitor, cu siguranță asta ar fi așteptare. Acces la o justiție de calitate, cu acces la infrastructură, educație de calitate, cu grijă față de cei care sunt într-o poziție mai vulnerabilă, cu grijă față de mediu, toate acestea probabil reprezintă acea viziune a unei Moldove de viitor pe care vrem să o avem. Și, așa cum ziceam, pentru mine UE este mai degrabă nu așteptare de la UE, dar un ghid. O referință în ce vrem să atingem și cum putem să ajungem acolo.